Violența în familie face victime, un bărbat a murit, iar o femeie s-a ales cu un traumatism la cap după ce au fost atacați de membrii propriilor familii. Cazurile au avut loc acum câteva luni în raioanele Ungheni și Orhei, iar magistrații au pronunțat recent sentințele pentru inculpați. În primul dosar, un tânăr din Ungheni a fost condamnat la 9 ani de pușcărie după ce și-ar fi ucis la beție tatăl vitreg. În seara de 8 august, individul ar fi venit acasă beat și și-ar fi găsit tatăl vitreg, care la rândul său consuma alcool cu un consătean. Între tânăr și victimă ar fi izbucnit un scandal care a generat rapid într-o bătaie. În cele din urmă, inculpatul i-ar fi aplicat bărbatului de 51 de ani mai multe lovituri, după care a plecat de acasă. Victima a fost dusă la spital, dar din nefericire a decedat după câteva ore. Ulterior, tânărul a fost reținut, iar la interogări și-ar fi recunoscut vina și a declarat că l-a bătut pe tatăl vitreg din cauză că acesta ar fi insultat-o pe mama lui. În cel de-al doilea caz, un bărbat din raionul Orhei a fost condamnat la un an de detenție cu suspendarea executării pedepsei pe un termen de 2 ani, după ce acum 3 luni și-ar fi bătut concubina. Potrivit procurorilor, totul ar fi început după ce femeia i-ar fi spus concubinului că fiul ei, care este deținut în penitenciarul din Brănești, ar fi cerut bani. Femeia nu avea suma solicitată, motiv pentru care se gândea să ia un credit. Astfel, între cei doi s-ar fi iscat o ceartă, bărbatul fiind împotrivă ca femeia să ia creditul. Prin urmare, el s-ar fi apropiat și ar fi lovit concubina peste față. Din cauza loviturii, femeia s-a ales cu un traumatism craniocerebral închis. Fiind audiat, inculpatul și-ar fi recunoscut vina integral.